Echipa masculină de volei Arcada a fost înfrântă de vice-liderul diviziei A1 Volei Municipal Zalău. Gălățenii au cedat în minim de seturi și astfel au ajuns la cea de-a patra înfrângere din acest sezon. În primul set al partidei, gazdele au defilat pe teren și s-au impus cu 25-19. În cea de-a doua parte a meciului, gălățenii au prins curaj și pe parcursul desfășurării actului s-au aflat de mai multe ori la conducere. Experiența și valoarea echipei din Zalău și-au spus cuvântul, iar formația gazdă s-a impus cu 25-20. Ultimul act al meciului ar fi putut fi adjudecat de gălățeni după ce aceștia au avut numai puțin de 4 mingi pentru a închide setul. Echipa din Zalău a câștigat până la urmă în prelungiri cu scorul de 30-28. După înfrângerea din weekend, Arcada se situează pe poziția a 9-a în clasamentul diviziei A1 de volei masculin. În etapa viitoare, elevii lui Marian Apostu vor întâlni pe teren propriu SCM Craiova, echipă care a învins participanta României în Liga Campionilor, Tomis Constanța.